o alianță cu PSD, practic, a transforma ALDE într-o remorcă a Partidului Social Democrat, ar distruge ideea ca ALDE să poată deveni un partid pe picioarele sale și ar dezamăgi oamenii care au crezut, poate, în reprezentarea valorilor de dreapta de către ALDE. Aș dori să vă mai spun că mi-ar părea rău pentru România ca după frauda de încredere cu privire la sustenabilitatea programului de guvernare al PSD să mai urmeze o altă fraudă de încredere din partea ALDE pentru cei care au crezut că ALDE va promova în guvern valori de dreapta.